Azi intrăm în postul Paștelui, 40 de zile în care mâncarea de dulce n-are ce căuta pe multe mese și în timp ce tot mai mulți români se plâng că prețul legumelor și cel al fructelor transformă postul într-un lux, există și oameni care cheltuiesc o mică avere ca să mănânce ca la carte și Ecom Plus. Să începem cu produsul care nu lipsește de pe masa niciunui român, pâinea. Într-unul dintre magazinele cu produse bio, bucătarul pregătește o pâine specială, care să aibă o valoare nutritivă asemănătoare cu laptele și ouăle. E o pâine pe care, de fapt, o coc și o cresc în ulei de măsline. O dau la cuptor, 175 de grade, după 40 de minute ai o super pâine, pe care poți să o mănânci goală. Pâinea costă 12 lei kilogramul. Pe lista bucătarului există și alte specialități pentru un post bio, pe care le poate pregăti la comandă, dar și produse gata preparate. De exemplu, un borcan de zacuscă ecologică este între 12 și 30 de lei, iar laptele de soia ajunge la 12 lei. Bucătarul ne recomandă însă ca în post să profităm de aromatele condimente orientale. Condimentele, de altfel, care ne ajută să facem niște mâncăruri de post foarte gustoase și savuroase, sunt între 6 și 10 sau 12 lei o pungă. Dar dintr-o pungă folosești câteva luni. Cine vrea să-și gătească singur hrana pentru post poate merge la piață. Aici kilogramul de ardei costă 10 lei, cel de spanac și roșii 6 lei, fasolea și castraveții 7 lei, ciupercile 10 lei, iar prețul fructelor pornește de la 3 lei. Astfel că mulți români se plâng că nu-și mai permit să țină post. Mi se par foarte scumpe, mai ales că trebuie acum în perioada postului să consumăm mult mai multe și mi se par scumpe. Chiar acum mă uitam și discutam cu soțul meu că nu știu ce să mai luăm. Postul mare se va termina pe 24 aprilie.